aștepta pe scenă și după locul întâi avem și locul 2, unde îl așteptăm pe... Te rog să-l citești tu, Cătălin! Darica, mata, ești specialist în locul. Bine, așa, așa, acolo, imediat, imediat. Stați să lămurim aici problema, că la categoria seniori, 45-59 de ani s-au încurcat puțin borcanele și trebuie să le aranjăm. Avem 200 de litri de combustibil de dat, da? Nu s-a prezentat nimeni. Acum vedem. Vedem imediat cine ia 200 de litri de combustibil, cine ia 100 de litri de combustibil. Îi ia Monica. Îi ia Monica Roșu, bănuiesc că trebuie, da? Nu mai aud. Nu, nu. Imediat vom chema și echipa de arbitraj și vom vedea cine a luat la categoria seniori aceste premii. Vă rugăm frumos, haideți să rămâneți cu noi pe scenă până trecem la altă categorie și rezolvăm această problemă, da? Arbitrii sunt rugați să vină la scenă pentru a lămuri acest incident. Bam, bam. Între timp, noi trecem la categoria... Veterani peste 60 de ani, femei. Și avem... Haide! Hai să ne asigurăm că citim același nume. Locul întâi, categoria peste 60 de ani la veterani, Elisabeta Par. Becheanu? Becheanu? Becheanu, da! Cătălin, tu scrii așa urât? Da. Poam. În ce clasă ești? A șaptea, da? Mereu a scris urât. Toată viața ai scris urât, da? Vino aici la asistentele noastre să le spui tu cum te cheamă, da? Te rog, da. Frumos! Bă, recunoaște că a scris urât, dar mâine, păi mine, parcă văd că ajunge doctor și cine știe ce rețetă dă. Următoarea 15-18 ani. Anton Dumitru! Amestecăm bine taloanele și au zis. Câștigătorul unei mici de basket este Dumitru Grecu. Veteran. Tot o minge de basket câștigă și Neacșu Odeta. Acestea au fost cele 10 mici de basket. Mergem la 10 mici de volei. Mai avem 10 mici de volei și 10 seturi de alergare. Le facem după ce... Da, eu zic să facem o pauză, pentru că avem un alt moment artistic.